Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Ne-ai revenit, măi, simpaticule, măi. El este Andrei, fostul nostru coleg, care a participat la mai multe proiecte și în Asia, America Express, și la Șef la Cuțite, și la Poftiți, și la Dancing on Ice, și la Prețul cel Bun. Așa, și lista e lungă. În momentul de față, eu nu mai lucrez la Șef la Cuțite, nici sezonul trecut nu am lucrat aici. Eu am venit în calitate de concurent. Eu, în momentul de față, sunt artist. Sunt artist queer. Queer este, de fapt, un termen umbrelă care acoperă toate orientările sexuale și toate identificările de gen. Eu mi-am dat seama că sunt queer când aveam vreo 14 ani. Am stat puțin să mă documentez, pentru că la mine la țară nu existau informații despre subiectul ăsta, la școală nu învățam nimic despre asta. Abia la București, când am ajuns, am intrat în contact cu lumea asta și a fost fascinant. În momentul de față regătesc un performance artistic alături de părinții mei, legat de creștere și vulnerabilitatea noastră ca oameni, în raport cu familia. Părinților mei le-am spus acum un an despre faptul că sunt queer și au digerat super frumos informația. Nu treceam printr-o perioadă bună, eram destul de depresiv și mă simțeam foarte rău. Părinții mei și-au dat seama că nu e ok. Eu refuzam să vorbesc despre lucrul ăsta și mințeam pe toată lumea că da, sunt bine, dar de fapt eu mergeam acasă și plângeam și consumam mult alcool. Ei m-au susținut de fiecare dată și datorită lor sunt omul care e mișto astăzi. Eu le spun mai scurt sfinții părinți, pentru că pentru mine chiar sunt ca niște sfinți, adică pentru mine părinții în momentul de față chiar reprezintă totul și sunt într-o situație mai criză sau ceva, îi sun pe ei, întotdeauna găsesc liniște, întotdeauna ei mă ajută cu sfaturi, niciodată nu mă forțează să fac anumite lucruri, întotdeauna mi-au dat libertate de exprimare și asta cred că m-a făcut să pot să fiu așa. Oh my god! Astăzi am ales să le fac șefilor o tartă cu cremă de mascarpone, o surpriză dulce pe care o să o servesc împreună cu un gin infuzat de mine în căpșun și busuioc. Ia să vedeți cum îmi iese mie, frișca la fel. Bă, mie mi se pare că a ieșit, adică față de cum arăta. Mama îmi zice, nu mai intra în panică, bate acolo, bate. Păi bat, mamă, bat. Sunt un singur sens. Pile? Păi ce să faci cu pilele? Ce să faci cu pilele? Că tot 60 de minute stau la gătit. Nu cade, uitați. Deci este bună. Ah, a ieșit frișca, a ieșit frișca. Yes, yes. Deci dacă a ieșit frișca, preparatul e gata. Tot în fața șefilor intru pe nevăzute, nu știe nimeni cine e acolo. Ca să nu se umfle și să se spargă, trebuie să punem fasole. Sau greutăți de bucătărie. Fiecare pune ce are. Eu de obicei pun fasole, ca să nu lasă niciun gust. Tot există șansa să mi se strice tarta. Mamă, nu-mi vine să cred, frate. Cum ar fi să iau așa, bobiță cu bobiță? Dacă aveam pile, nu eram eu acum relaxat? Gata! Gata tarta. Viața noastră e formată din experiențe și chiar aveam nevoie de experiența asta în viața mea. Hai, a pornit banda. Mamă, salată orientală. Ce, mă? Da. E ciorbă, ești nebun la cap? Ciorbă? Bă, facem pariu? E brisket, băi! Tartă! Tartă, foarte bine. Ce tartă e asta? Pizza, pizza! Pizza cu fructe de pădure. Bogi? Bă, pizza cu fructe de pădure. Nu, pare că arată bine. Arată chiar bine. Asta e cu busuioc, mă. De ce, are, mă, gin tonic? Aici? Ce? Nu știu, dar are busuioc, mă. Ce e asta, frate? Are gin, mă. Gin cu busuioc. Are busuioc mult. Păi, e barman. Barman toată ziua. Barman toată ziua. Barman, barman. Barmaniță. Barman, barman. Nu, eu cred că este un... Barman de sex feminin. În ce facem așa? Hei, așa. E cineva acasă? Ești chiar rotăcios, Florin.
Deci eu, dacă se poate și vă rog frumos să-mi dați voie. Oare arată bine părul? A, nu se vor aștepta să-l vadă pe Andrei deloc. No. Du-te, mă, n-ai cum! Bună seara! Salut! Bă. Ești acasă, ce băi? Faci, mă, băiat? Bă. Aproape, trăiesc. Emilia, da. De la Gin. De unde? Du-te, doamne, iar n-ai cum așa ceva. Nu pot să cred. Nu știi cum îl cheamă? Eu sunt Andrei, Valentin. Andrei? Guriță, mă, guriță. Dar n-aveam părul așa. Păi, n-aveam părul așa. M-am vopsit și între timp, mi-a mai crescut un pic părul, acum l-am aranjat aici. Păi, da, nu avea părul așa, m-a dat peste cap. Mă, nu pot să cred. Sorin, tu odată m-ai rugat ca să scurtezi niște pantaloni. Și mi-ai făcut mai scurt. Deci tu mi-ai scurtat. Bă, da, da, dar a doua zi, a doua zi ți-am adus alți pantaloni la lor. Da, așa este. Câte sezoane ai stat cu noi? La Șef la Cuțite, două sezoane. Păi și după două sezoane cu asta vin? Da, pentru că e foarte gustoasă. Hello! Și de ce o umplutura de cheesecake la tartă? Dar nu e, e o tartă cu cremă de mascarpone, frișcă... Bă, nu e tartă. Andrei, atunci nu ce este e? Tartă. Este pizza cu fructe de pădure. Pizza cu fructe de pădure, pizza dulce. Am lucrat într-o pizzerie 2 ani, deci probabil... 2 ani? Da. De ce nu ai făcut pizza? Păi nu știu să fac pizza și nu ai timp să faci pizza. Păi n-ai lucrat 2 ani? Ba da, da, eu n-am lucrat la bucătărie și nici ca pizzar, am lucrat pe servire și... Deci nu l-am văzut așa niciodată, cu atâtea emoții. Băi, Andreiule, deci e prima oară când te văd că ai emoții când stai de vorbă. Da, pe emoții nu mai poți și nu vrei să știți cum a fost la gătit. Dar fii atent aici. Avem ceva. Ia, am primit un cuțit de... Ăsta este cuțitul. De platină. Este de platină. De platină. E ăla de da. Mega se prietenie. Se sortează și cu asta și cu lănțicurile. Mă bucur că am primit asta din partea lor. Adică mă consideră prietenul lor când o să rămân fără bani în sud. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins!